Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. Un accident incredibil a șocat conducătorii auto aflați în trafic ieri seară pe drumul european 85, la ieșirea din satul Bizighești. Un inginer de 25 de ani, angajat al unei societăți din Bacău, a murit în timpul programului de lucru, călcat în zona capului de utilajul demarcat trasee. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea a sosit la fața locului, spune că a văzut multe decese la viața sa, dar ca pe acesta nu și-l poate explica. Nici cei 6 muncitori din echipă care se aflau la fața locului nu au putut spune ce s-a întâmplat cu colegul lor. Roșca Dori. Îmi spune și mie cam ce vârstă avea? 26. 26 de ani. Ce profesie? Inginer. Inginer. Deci dânsul practic era șeful punctului de lucru de aici, da? Da? Și executați marcajele, nu? Marcajele rutierii, da. Totul s-a petrecut ieri seară, în jurul orei 19:30, pe E85. Echipa care lucra la refacerea marcajului pe acest drum se pregătea să încheie o nouă zi de lucru, când, pe neașteptate, s-a petrecut inevitabilul. Se pare că tânărul inginer s-ar fi aflat la conducerea utilajului în acel moment, când s-a dezechilibrat și a căzut, partea din spate a utilajului trecând peste el în zona capului, lăsându-l apoi fără suflare pe asfalt. Colegul său, care se afla pe același utilaj, spune că tot timpul a fost atent la drum și nu-și dă seama cum s-a întâmplat grozăvia. În timpul activității, în timpul programului, copiam marcajul aferent. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai e lângă mine inginerul care era șef de formație. Și am simțit un hop la mașină, dar n-a scos un zgomot, nu nimic, deci n-a strigat, nu nimic. Deci m-am trezit că nu mai e lângă mine. Când am simțit hopul din mașină, am oprit. Instantaneu, când vezi un hop, când vezi că nu e nimic în față și deodată ai un hop, în momentul când am oprit, m-am pierdut când l-am văzut. Deci nu-mi venea a crede că era, nu știu ce s-a întâmplat, a amețit, a căzut. Deci, era obosit cumva? Poate și... Nu știu ce să... Dar de la ce oră lucrați aici? Cam de pe la ora 10-11 după amiază, adică după amiază, înainte de prânz. Medicul de pe ambulanța sosită la fața locului, care l-a resuscitat pe tânăr mai bine de 40 de minute, n-a putut face altceva decât să constate decesul. L-am chemat la un accident de muncă, la un bărbat de 26 de ani. Așa, l-am găsit un traumatism, un TCC cu deschis, cu otoragie. Se încep manevre de resuscitare timp de 40 de minute, care au fost fără răspuns. Dar când ați ajuns aici, avea semne vitale? Nu, era în asistolă. Am stabilit că pasagerul unui utilaj de aplicare a marcajelor rutiere pe DNL-ul 85, în timp ce circula pe această parte carosabilă a drumului național, s-a dezechilibrat de pe scaunul pe care se afla și a căzut, fiind călcat de roțile spate ale acestui utilaj. Am stabilit că conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și în funcție de verificările efectuate vom stabili vinovăția conducătorului auto. La fața locului a sosit și reprezentantul ITM Vrancea, care spune că nu a mai văzut așa ceva și nici nu își poate închipui ce a produs sau cum s-a produs acest nefericit eveniment. Practic, acum încercăm să stăm de vorbă cu toate persoanele care au fost de față în timpul evenimentului, încercăm să stabilim cauzele, împrejurările și să stabilim caracterul accidentului, conform legii 319 pe 2006. Dar din câte ați văzut ar fi accident din de muncă? Din câte, cel puțin, așa cum se estimează, la primele discuții pe care le-am avut cu persoana care conducea utilajul, se pare că era în timpul activității, desfășurate de salariatul respectiv și dacă se va demonstra că așa stau lucrurile, va fi probabil încadrat ca accident de muncă. Dacă, vă repet, din cercetările pe care le vom face, se va stabili că era în timpul activității de producție. Și ce măsuri s-ar putea lua în acest caz? Păi, după ce facem cercetarea, vom vedea și cauzele și responsabilitățile și, bineînțeles, vom stabili și măsurile care trebuie luate pentru evitarea pe viitor a unor astfel de evenimente. Până atunci, e prematur să vă spun, până nu stabilim exact care au fost cauzele care au stat la baza evenimentului.
Trupul fără viață a fost transportat la SML pentru efectuarea autopsiei, care va ajuta pe medicii legiști să constate cauza decesului. În cauză s-a întocmit și un dosar penal pentru omor din culpă. Vrâncenii aflați în căutarea unui loc de muncă s-au prezentat astăzi la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Peste 300 de posturi vacante au fost ofertate de către angajatorii, atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru necalificați. Multe dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă tocmai ce s-au întors din Italia sau Spania. Oamenii spun că vor să lucreze în țara lor și ar fi dispuși să o facă pentru un salariu decent. Au existat însă și multe persoane dispuse să lucreze chiar și pentru salariu minim pe economie. Mulți și-au pierdut joburile cu doar câțiva ani înainte de pensionare, iar găsirea unui serviciu a devenit pentru ei o misiune dificilă. Ați găsit ceea ce căutați noastră? Nu. Nu, pentru că ce solicitul este un loc vacant afară. Am lucrat mult afară și momentan are pentru un domeniu meu. Pentru cât, ce salariu ați fi dispus să lucrați? Decent așa, cam 1500 de roni. N-a fost niciodată, mi se pare destul de acceptabilă. Ce post v-ar interesa să ocupați? Post de economist, 29 de ani vechime. Dintr-o eroare m-a restructurat de la unitate, m-am terminat și șomajul și acum mi-ar mai trebui un an și jumătate să pot să ies până la pensie anticipată. Pentru ce salariu ați fi dispusă să lucrați? Aș fi dispusă să lucrez și pentru salariul minim pe economie. Mi se pare bun, având în vedere că la momentul actual nu prea sunt locuri de muncă. Orașul este închis. Ce pregătire aveți noastră și ce ați reușit să găsiți până acum? Pregătirea mea este de tehnician de comunicații, la liceu și o facultate de marketing și comerț exterior, dar până acum n-am găsit nimic care să mă atragă. Cu ce salariu ați fi dispus să lucrați? Și nu pe economie, până la urmă. Nu-i numai să fie un loc de muncă bun, din punct de vedere ca program, ca colegial și tot. Majoritatea angajatorilor caută persoane interesate să lucreze în domeniul confecțiilor. Oamenii spun că oferă condiții decente de lucru și salarii motivante. La mare căutare au fost însă și muncitorii necalificați, pentru care angajatorii asigură ucenicie la locul de muncă. Vedem cu ofertă pentru locuri de muncă vopsitori auto, muncitori calificați și necalificați în construcții și șoferi profesionist cu abilități în mecanică. Ce oferiți practic angajatorilor, oamenilor? Păi condiții normale de lucru, salariu foarte atractiv, masă, cazare, lucrăm la nivel național și nu mergem foarte mult în delegații și atunci pe această perioadă salariații beneficiază de toate serviciile așa cum ar fi normal să beneficieze. Astăzi numai pentru operator confecționer. Industria textilelor, pentru că avem nevoie de un număr de cel puțin 40 de persoane, vrem să mai deschidem un prod, așteptăm deocamdată mici șanse, dar sperăm, nu se poate să rămânem așa fără oameni. Sunt oamenii pretențioși? Nu. Bănuiesc că încă nu au toți curajul. Sau probabil au lucrat și în alte părți. Știți, omul, dacă la un moment dat capătă așa un fel de teamă, domnule, nu se știe ce o să fie acolo, hai să încerc. Dar aștept, poate totul o să vină. În cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă de astăzi s-au prezentat peste 300 de persoane. Dintre acestea, 18 și-au găsit un loc de muncă pe loc. Muncitorii necalificați au fost cei mai căutați de către angajatori. Nici o persoană cu studii superioare nu a reușit să se angajeze. Totuși, reprezentanții societăților comerciale urmează să-i contacteze pe toți cei care și-au depus CV-urile la ei în urma acestei burse. Pentru această acțiune, Agenția Județeană a contactat un număr de 618 agenți economici din tot județul Vrancea, care au ofertat un număr de 364 de locuri de muncă în diverse meserii. Menționăm că locurile de muncă ofertate sunt și pentru persoane cu studii superioare, ca economist, inginer chimist, inginer zootehnist, inginer tehnolog, inginer auto și putem lua în calcul și agent vânzări, contabil și operator calcul. De asemenea, alte meserii ofertate sunt vânzător, maestru industria lemnului, tâmplar universal, prelucrător prin așchiere, confecționer, instrumentiști, dansatori, operator sunet, instalator ventilație, vopsitor, muncitori necalificați, ospătar, ajutor ospătar și multe altele.
Bursa Generală a Locurilor de Muncă s-a desfășurat în Focșani, Aciut și Vidra. Potrivit ultimelor statistici întocmite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, înainte de organizarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă, în județul nostru rata șomajului era de 5,43%. Din cei 8.081 de vrânceni fără un loc de muncă, doar 2.018 persoane beneficiază de indemnizație de șomaj, restul fiind șomeri neindemnizați. Vremea acceptabilă și cantitatea de apă din sol, mai mult decât suficientă, permite fermierilor să desfășoare acțiunea de însămânțare a terenurilor arabile, destinate culturilor de floarea soarelui și porumb. În județul Vrancea, fermierii au un plan să însămânțeze cu porumb boabe peste 61.000 de hectare și floarea soarelui 11.250 de hectare. Până în acest moment, la porumb a fost realizat 10% din program, iar la floarea soarelui 30%. Direcția Agricolă Județeană Vrancea, în fiecare zi de marți a fiecarei săptămâni, redactează, întocmește și transmite o situație privind stadiul lucrărilor agricole pe fiecare campanie. Pe campania de primăvară, la culturile de primăvară în sămânțări, putem să vă spunem că din total județ programat pentru porumb, boabe, din 62.000 de hectare programat, s-au însămânțat până la această dată 6.300, adică un procent de 10%, iar referitor la floarea soarelui, dintr-un total de 11.250 de hectare programat, s-au realizat în jur de 5.000 de hectare, ceea ce înseamnă undeva între 30-40% ca procent. E bine? Nu e bine? Este foarte bine, pot să vă precizez acest lucru, datorită condițiilor de acum, vis-a-vis de rezerva de umiditate din sol și temperaturile ridicate, care permite o germinare și o pornire în vegetație mai rapidă, chiar dacă vis-a-vis de programul calendaristic este o întârziere de 10-15 zile pentru cele două culturi, ca și program de însămânțare. În cadrul proiectului pilot Cultura și Patrimoniul Național Vrancea în mediul online Google Maps QR, Asociația Potpurii Focșani, Direcția pentru Cultură și Comunitatea Editorilor Google Map Maker România au inaugurat prima plăcuță cu cod QR montată pe un monument istoric din județ. Astfel, cu ajutorul unui smartphone sau al unei tablete, puteți accesa unele pagini web care conțin informații și fotografii despre monumentul respectiv. Dorința inițiatorilor acestui proiect a fost aceea de a promova județul și de a face Vrancea mai vizibilă din punct de vedere cultural-turistic. Au fost selectate 250 de monumente, care vor fi prezentate pe site-ul Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Național, în mai multe limbi de circulație internațională, dar și pe Google Maps. Proiectul QR a plecat de la o idee a colegului Florea Cristian din blogosfera Vrancea. Mulțumesc pe această cale partenerilor, Direcția de Cultură, Maker-ul Focșani, blogurilor vrânceni care ne-au sprijinit. Codul QR reprezintă, din punctul meu de vedere, o punte de legătură între online și offline. Deci noi din offline, prin intermediul acestui cod QR, avem posibilitatea de a ne informa din online despre acesta. Codul QR, acest proiect se adresează în egală măsură turiștilor din județul Vrancea, cât și locuitorilor din județul Vrancea. Aș dori ca și locuitorii, noi focșenenii, să cunoaștem istoria acestui monument. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că am apucat să lucru, că am finalizat acest lucru. E din începutul. Practic, sunt 250 de monumente istorice care vor avea o astfel de plăcuță. Prin acest proiect, noi încercăm să promovăm foarte mult monumentele istorice, patrimoniul cultural al județului Vrancea. Este o modalitate nouă pentru foarte mulți și am înțeles că 2-3% folosesc accesul la informațiile culturale prin codul QR, însă eu cred că în 2020 vom fi 50-60%. Este o modalitate de a promova patrimoniul, cum spuneam, inedită pentru mulți, dar în același timp este și un mod de educație istorică, culturală. Turismul cultural, turismul religios, turismul ecumenic este foarte, foarte important și Vrancea are un patrimoniu destul de bogat, aș spune. Eu mulțumesc foarte mult și aici sunt la etapa de a mulțumi domnului Tudor Bezea, lui Florea, care a avut ideea genială și faptul că Vrancea are o plăcuță QR pe un monument istoric, eu cred că este un motiv de mândrie pentru foarte mulți dintre noi. În primul rând, vreau să salut această inițiativă.
Eu sunt un om foarte obișnuit cu tehnica modernă și mă bucur că reușim să implementăm aceste lucruri și în cultura și istoria județului și orașului nostru. Sunt convins că cei care ne vor vizita nu vor mai avea nevoie de ghizi, care, din ce cunosc, sunt destul de puțini în orașul nostru. Felicit inițiatorii acestui proiect. Sper să avem o învergură județeană, nu neapărat doar pe municipiul Focșani și pe monumentele istorice, și să ducem mai departe și în alte ramuri această aplicație, zic eu, foarte bună pentru toată lumea. În Piața Unirii a fost prezent și istoricul Petre Abia Boieru, care a prezentat câteva momente din istoria acestui oraș, odinioară împărțită între cele două principate, Moldova și țara românească. Despre gârlă s-a vorbit mult, despre hotar la fel de mult, nu se știe însă cine a stupat, nu se știa. În arhivele de la Focșani am descoperit că primarul orașului Orleanu, la 1885, din dorința de a unifica localitatea Câmpineanca cu Focșaniu, scoate toată populația Focșaniului de la Vâlcele și până la ieșirea finalul Bahne și astupă această gârlă. Deci s-a astupat gârla dispărând semnele vechiului hotar dintre cele două țări, o motivație fiind și faptul că atunci când ploua prea tare inunda orașul gârla hotarului. Ce vreau să vă spun și cu asta am încheiat. De-a lungul acestei gârle de hotar, și pe dreapta și pe stânga, erau cărărui unde patrulau oștenii. Ce propun eu elevii unui liceu de aici din Focșani să facă un marcaj de o parte și de alta orașului, de-a lungul liniei, cum se face prin pădure, cu traseu, marcaș pe aici a trecut Milcovul cu o anumită bandă direcție și s-ar putea curioșii, cei care vin din altă parte mai ales, dar sunt destui și focșăneni care doresc, să vadă pe unde a trecut cu adevărat harta, cu mici modificări, se află la arhivele statului din Focșani. Nu au lipsit nici membrii fondatori ai primului club de patrimoniu din județul Vrancea. Pentru mine această zi e destul de importantă pentru că reușim să dăm oamenilor din Focșani oportunitatea de a accesa informații mult mai ușor. Nu numai din cărțile, viste sau chestii de genul ăsta, pur și simplu de la fața locului. Folosind un simplu telefon. Exact, exact. Cum tehnologia e destul de avansată în ziua de astăzi, putem accesa informațiile mult mai ușor. Noi am mai făcut proiecte în cadrul liceului și urmează să le expunem și pe acestea, acesta fiind unul public care l-am făcut astăzi. Aveți unul așa despre care să spuneți că vă aparține în totalitate sau aproape? Urmează să facem un proiect care să ne aparțină în totalitate și să le expunem. Și despre ce e vorba? Inițial vrem să luăm niște legende vrâncene și să le expunem la grădinițe, să le arătăm copiilor, adică să-i învățăm de mici ceea ce înseamnă istoria Vrancei. Pentru majoritatea dintre noi, probabil s-a pierdut acest interes pentru istorie, însă cei care mai suntem, puțin, cei drept, încercăm să valorificăm cât mai mult urmele de istorie. De important este ce v-a mai rămas? Păi e foarte important pentru că un popor, o persoană fără trecut e pur și simplu inexistentă. Nu, n-ai cum să crezi că ai ceva, să te uiți în trecutul tău, neavând, știu eu, strămoși, neavând tradiții, neavând lucruri pe care să te bazezi. Noi, cei din Clubul de Patrimoniu al Liceului Pedagogic, am început acum aproximativ o lună, am demarat un proiect numit Vrance de Poveste și încercăm promovarea tradițiilor vrâncene și a ceea ce a mai rămas din patrimoniul cultural. Iar zilele trecute am aflat de un proiect numit Parlamentul Tinerilor, în care aș vrea din tot sufletul să propun și să susțin o lege prin care cultele și tradițiile să fie din ce în ce mai mult subvenționate și o mică parte din impozitul pe care persoanele îl plătesc statului să fie redirecționat spre cultură. Inițiatorii proiectului au organizat și o demonstrație a utilizării aplicației cu explicarea detaliilor tehnice, dar și a beneficiilor acestei metode moderne de informare.
Elevii de la 3 unități de învățământ din Focșani au participat la concursul PTM de anticorupție Plătește Zero pentru ce ți se cuvine. Elevii care au realizat cele mai interesante filmulețe și postere au fost premiați. La acest concurs pe teme de anticorupție au participat elevii de la Colegiul Economic Mihail Gogălnicianu, Colegiul Tehnic Edmund Nicolau și Liceul Pedagogic Spiru Haret. Probele concursului au presupus realizarea unor postere pe tematică anticorupție, respectiv a unor filmulețe video. Acest concurs este doar o componentă a proiectului Plătește Zero pentru ce ți se cuvine, care se desfășoară pe parcursul acestui an. Potrivit inițiatorilor competiției, tinerii nu beneficiază de suficiente informații pentru a adopta o conduită corectă în societate. La finalul competiției, elevii care au prezentat cele mai sugestive postere sau care au realizat cele mai interesante filmulețe pe tema dată au fost răsplătiți cu premii. Se dorește foarte mult ca tinerii să conștientizeze cât de importantă este atitudinea lor pentru viitorul acestei națiuni în fond. Și când vorbim despre corupție, nu putem să nu ne gândim ce s-ar putea schimba dacă toți cei care au vârsta voastră, adică aproape 18 ani, prin urmare adulții de mâine, ar fi foarte integri sau ar fi doar integri, să spunem, cam unde ar ajunge această națiune. Am deosebită plăcere să vă anunț că, prin bunăvoința domnului Ioan Martiș, am obținut și o sponsorizare pentru cei trei tineri care vor merge în etapa următoare. De altfel, ne-am bucurat întotdeauna de sprijinul dumnealui atunci când a trebuit să popularizăm în mod gratuit niște mesaje de interes general, să spunem, și cu, desigur, privitoare la prevenirea și combaterea acestui fenomen care face foarte mult rău peste tot în lume, nu doar la noi în țară și nu doar într-un singur sistem. Concursul de proiecte pe tematică anticorupție, derulat în cadrul proiectului Plătește Zero pentru ce ți se cuvine, s-a desfășurat la inițiativa Asociației Pro-Democrația, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție. Sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă disciplină. Asta au aflat astăzi micuții de la grădinița numărul 18 din municipiul Focșani. Preșcolarii au participat activ la o lecție de taekwondo, acțiune organizată în cadrul proiectului Pași către Sănătate. Trei grupe de preșcolari de la grădinița cu program prelungit numărul 18 din municipiul Focșani au avut parte astăzi de o experiență interesantă. Însoțiți de doamnele educatoare au participat la o lecție de taekwondo. Acțiunea a făcut parte din cadrul proiectului Pași către Sănătate, proiect care își dorește să promoveze sportul în rândul copiilor de la vârste cât mai fragede. Am participat la o activitate sportivă. A învăța în primul rând că sportul înseamnă sănătate, voie bună, mișcare, armonie, reguli, respectarea unor reguli și disciplina. Mulțumim domnului profesor, care ne este și părinte la clasă, ne dă un ajutor deosebit și am dorit aceste ore și activități să se repete mult mai des, mult mai așa într-un cadru organizat, ceea ce îi determină pe copii să participe cu drag și interes. Scopul unor astfel de activități este unul instructiv educativ, având în vedere faptul că acești copii au nevoie de exercițiu fizic pentru a se dezvolta armonios. Sunt receptivi copiii la astfel de exerciții, la un astfel de sport? Foarte receptivi, nu intrăm în miezul problemei foarte mult, facem doar niște exerciții fizice de pregătire fizică generală, au fost foarte cuminți astăzi și receptivi, bineînțeles. Ar trebui să facă mai mult sport copiii? Cu siguranță că da, din păcate ritmul de viață modern lasă activitățile fizice în planul secund, ceea ce se și vede de altfel. Dar sperăm că acest lucru se va îmbunătăți și că vom conștientiza cu toții rolul exercițiului fizic în viețile noastre de zi cu zi. Eu consider sportul ca fiind principalul aliat al sănătății. Consider că este foarte importantă mișcarea, mai ales la această vârstă când ei se dezvoltă. Iar programul pe care îl avem la grădiniță 8-15 nu ne permite foarte multă mișcare, spațiu fiind restrâns. Și am considerat că este binevenit, mai ales că avem sprijinul domnului antrenor Adrian Dochiu, care ne-a pus la dispoziție materiale și sala.
și împreună cu colega mea, doamna director Mihaela Dogaru, ne-am gândit că e binevenit să punctăm, considerăm noi, cea mai importantă latură în dezvoltarea copilului sport. Copiii au fost încântați peste măsură de activitate de astăzi, mai ales că au asistat și la o demonstrație de taekwondo. Micuții sunt convinși că acum, că numai făcând sport, vor crește mari și sănătoși. Astăzi aici am învățat taekwondo. Da, și ce ați făcut? Ce ai văzut? Demonstrații de lovituri cu piciorul și pumnii. Și la ce este bun acest sport? Păi, nu numai că se lucrează mușchi, dar te poți și apăra cu el. Folosește la mai multe chestii. Chestii pe care un copil ca mine nu prea le poate ști. Ce ai făcut tu astăzi aici? Exercițiu. De care exercițiu? De... taekwondo? Da. Și de la cine ai învățat tu acest sport? De la tati. Da. Și îți place cum faci acest sport, tati? Da. Vrei să ajungi și tu ca tati? Da. Milena, tu ce ai făcut astăzi aici? Sport. Ce fel de sport? Taekwondo. Da. Și la ce vă ajută acest sport? Să fim sănătoși. Să fim sănătoși și să fim buni. Sportul ajută la sănătate! Proiectul Pași către Sănătate a fost inițiat de către grădinița numărul 18 din municipiul Focșani, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar Județean și Clubul Adras Taekwondo Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va apropia de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în cursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 10 grade Celsius, iar cele maxime între 17 și 19 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Mulțumim pentru atenție! Să vă-ți parte de o seară cât mai frumoasă! La revedere!